lucrezi cu tot ce-ți vine ca informație. Te-ai dus în vizită la cineva și ai simțit față de tine, domnule, zici că s-a schimbat, nu ai făcut nimic, ai luat ce ai primit de la acel om, acea oamă, ai luat și ai zis, domnule, ceva mi se întâmplă de un timp încoace, de când? De când am primit, nu știu ce, de la cineva, o chestie acolo, o ce miții, de la biserică cumpărată, nu știu cine ți-a adus. Și ți s-a dus, ți s-a răsturnat tot în... și nu înțelegi. Și ai luat chestia aia, da? Poate că o și purtai la mână, la gât, la eu știu. Ai scos-o afară, ai aruncat-o și te-ai dus în vizită că aveai ceva sau să duci sau să te-a chemat sau să stați la povești. Și simți față de tine, te-a băgat energetic în cuțite și așa și zis, domnule, n-am mai pomenit așa ceva, așa ceva, n-am văzut, da? Nu e despre, e pleazna pus, ți-a pus pleazna, da? Ți s-a pus pleazna divin și partea aia altă trebuie să o accepți amonezii. Că pleazna nu ți se pune doar de la cineva concret să-ți facă rele. Ți se pune pleazna de îngerul tău păzitor, îți spune că aha, imediat am simțit aici, da, imediat, spațiu. Ca să asiști, să participi și să... știi? Că ești mag, ești healer, ești, poți să vindeci relația omului, chiar dacă ți-a făcut nu știu câte rele, da? Tu, arma ta e dragoste, da. Ai răsturnat cuiva intuiția și intervenția divină astăzi când. Și, de fapt, nu la tine să-ți bage ție în cuțite. Zicând asta, n-am mai pomenit așa ceva, omul se certa cu celălalt, cu cine e în casă, ca să-ți bage zâza băza când te întorci acasă să te cerți tu cu ai tăi. Înțelegi cum e? Sau ai participat la ceartă? Adu-ți aminte. Ai rămas cu gura căscată, ochișori închiși și vizualizează. Ce a fost? Cum a fost? Fiecare să-și aducă aminte. Ce a fost? Așa. Acolo. Vizualizezi. Și vezi omul că... Și, domnule, a fost păpădii până acum și uite cum se comportă. N-are treabă cu tine, spațiu. Tu participi, tu asiști. Dacă înainte asistai omul în vis, se părea vis realitate, nu înțelegeai, acum ai acces, ai toate cheile. Divin ești chiar ca și proiecție, tu ești acolo în carne și oase și lămurești lucrurile. Da? Și tu crezi că e despre tine, e împotriva, nu mai ai treabă, nu mai ai treabă. Ar vrea ei să ajungă până la nivelul unde ești tu și cum lămurești tu lucrurile ca să te pună la punct. Dar până când? E una așa proastă să sari, să zici cine mis și să dai cu pumnul în chept și alta să înțelegi unde ești și unde ai fost și unde te-au băgat spațiu. Că energiile tale, că puterea ta, că câmpul tău energetic, că virgulă câmpul tău energetic a luat-o pe arătură și s-a purtat cum s-a purtat. Chirdic. Chirdic. Ok. Și imediat simți în corp, da? Se zbenguie ceva, da. Ce? Ce e? Hai de capul meu. Și nu sunt răzbunări, nu. Îți place să vezi, să simți, să trimiți, ții în lumină programelele a magului alb, magului negru, da? Tot. Dar cum crezi că așa? Venea cineva, calare, bricică, venea în viteză, roata norocului, era roata norocului, era o roată de la bricică, în viteză. Chiardic, ai răsturnat. Da? L-ai răsturnat, ai răsturnat-o. Spațiu. Și se zbate și stă, imaginează-ți că stă cu calcul tot cu căruță și nu poate intra pe drum. Nu merge, nu e energetic, e închis. Și omul are senzația că merge bine mersi. Cum ți-a făcut ție spațiu? Acum ți se deschid tot, ți se deschid drumurile și cum ți s-au deschis drumurile, îți vine informația. Stai așa, păi, dar de ce n-am putut să... merg. Dar de ce n-am văzut asta înainte? De ce n-am înțeles așa înainte? Pentru că erai băgată în săzabâza. Hai, mi-a plăcut cineva, mi-a scris. Să se întoarcă la fiecare cine a făcut tătă zăzabâza cea.
Aia a fost totală. Dacă tumor are toată lumea care se uită, nu contează că te uiți la ce înregistrezi eu sau alții, alți ghizi, nu contează. Atâta umor poate să aibă omul, fantastic. Și mai ales când rezonezi tu cu lumea din jur și cu fai, uite. Da, a încercat să-ți oprească din bucuria vieții, na, acum, furnicăturile. Tot înapoi, în viitor, tot mai, da? Le clear-ul, le vindeci. Da, se transmiutui acum. Nu uita, ca și timp, tu poți să fii în mijlocul iernii, în iulie. De aia înfloresc pomii brusc iarna și n-are nicio treabă cu natura, lasă natura în pace. Natura e acolo unde trebuie să fie. Tu, la un moment dat, știi? Nebunie și te apuci să faci focul. Și ți intre fum în casă și nu înțelegi de ce. Pentru că afară e vară și ți-i dat pe... Să-ți dai seama cum ți-a dat peste cap mințele. Și acum se întoarce. Și lumea în jur face focul și tu, uite cum stai în casă. O căldură de nu se poate. Spațiu. Bine, acum poți să fii în energiile lui iulie sau iunie, nu contează. Dar să știi. Când vezi în jur, când auzi, omul face focul și așa, ori ți se, se bagă pleazna, că tu ești, cum adică faci focul, sunteți nebuni? Sau te gândești, înțelegi, da, înțelegi, da. Lumea e în septembrie-octombrie, iaca, da? Și face focul. Îți dai seama, da, ai răsturnat cuiva cupele și ce înseamnă familie, asta zicând. Căminul familiei. Cămin înseamnă și locul unde se face focul. Da. Da. E răsturnat. Dat peste cap. Spațiu. Și visul spre care mergea nu mai e spațiu. Asta ți-a făcut. Îți dai seama. Cum e asta? Să bagi zâza băza nou și omul să se chinuie să facă focul vara. Îți vine informația. Unde ai fost băgat, băgată? Spațiu. Adu-ți aminte și la blog. Domnule, e o căldură afară și știam că fac focul în radiatorul, e, da? Caloriferele. Caloriferele sunt ferminți. Ce, domnule, mai ții minte? Da, acolo. Și dacă ești acasă, ești la țară, trăiești, da? Te duci și aprinzi focul de nebun, că ai frisoane. Pentru că ai frisoane, ți-a băgat zăza băza și ia ca poftim pandemia, se lămurește și se lămurește tot. Spațiu. Război magic. Da, până când. Trimiți tot înapoi, chiar de. Da, ai răsturnat 6 de monede. Meseria, măestria de a face bănuții. Da? O iei înapoi, că ți s-a luat. Ai fost plecat de la job, plecat din familie, divorț. Cine a îndrăznit să se... Totul mergea bine, strună, n-avea nicio treabă și odată ai fost băgat, băgată în divorț și în... Aia lasă tu, că trebuia să treci prin ceva, că ai pornit pe drumul cu una. Lasă, asta e a tău, nu contează. Dar cine și-a băgat nasul unde nu-i fierbe oala? Așa, acolo. Da? Ai răsturnat luptele care se duceau cu tine. Cot la cot, corp la corp, energetic, zic cum vrei. Da? Aia e, că dacă era, e cu bună știință, e una. Corp la corp nu-și scoate ochii. Despre asta e zicala. E cu bună știință. Dom'le, ai fost băgat, băgată în transformare. Dar când, da, își bagă cineva nasul unde nu-i fierbe oala, dar până când? Vai, doamnă, așa era de drăguță și așa îmi plăcea să mă uit la înregistrările dumneavoastră. Acum sunteți ca un balaur. Dar cum? De acum ai crezut? Stai așa să-și bată joc fiecare? Să dea cu piciorul în tine oricare nu-i lene? Să treacă pe lângă tine? Dar ce, te-ai găsit la lada de gunoi? De acolo te-ai găsit. De acolo ai venit. Na, să se întoarcă tot. Na, asta zicând, în patru de cuțite e băgat. Omul stă la pat, spațiu. N-ai băgat special, ai întors ce ți-a trimis ție. Punct, spațiu. Da, până când.
drept la țintă și roata se învârtește. Aha, și bumerang. E invers. Când e invers, îi vine bumerang. Grambana!